Aí, a gata. Gata. Gata, Ciudad. gata. Ah, mas. Butoane, ele se lecre pro abacolo, não se achasse com trevo, não. Uite, cum să continuăm lecția noastră? Ea a rămas așa de la lecție. Aici ele, lecții se leagă foarte frumos pentru că nu? Cea care am lansat-o pare o fi fost, nu s-o fi rezolvat între timp. Ce? Eu am pățit așa. Lăsam uneori problema și dimineața o găseam rezolvat. Da. Era asta noaptea în mintea mea. Acolo ea se învârtea așa, liniștită și dimineața o aveam rezolvat. Cel mai des mi se întâmpla, ți-am mai povestit, când aveam de învățat o poezie, mă culcam cu gând. Poeziile astea, dacă trebuia să învăț ceva la istorie sau geografie, da, care mă nerva, dar în fine. A doua zi, și când le știam, doamna nu mă punea. Păi, și cum știai a doua zi? Ți se întâmpla așa ca să te culci cu gândul că nu știi prea bine și dimineața o știai? Da. Uite așa, așa. Deci este era o dovadă a faptului că undeva prin vis... Doamna nu mă punea. Dacă nu știam, doamna mă punea. E, așa se întâmpla, bănesc, că nu era, nu era premeditat. Nu știa că tu nu știi. Da. Și vreau să zic că lucrează acest mod uneori neînțeles de noi, nu? Foarte ciudat. Da? E ciudat pentru nivelul la care înțelegem noi lucrurile. În timpul nopții repetă ce ai zis, când știu că la poezii sau ceva tot timpul se întâmplă la fel, dar nu știu de ce. Știi ce se întâmplă? Visez, poate nu ți-amintești visul acesta, visez că tu te afli în operația de învățare. Și tu continui să înveți ce era nefinalizat de cu seară, din timpul zilei, era nefinalizat, adică nu reuși să repezi de atâtea ori încât să poți să ai siguranță, să fii înțeles foarte bine, continui procesul ăsta de învățare și prin somn. Da? Asta ar fi o explicație. Și acum, hai să mergem mai departe. Deci a fost aici fixată problema asta a găsirii mulțimii acelea care să verifice proprietatea. Sigur, noi avem acolo strecurate două relații care trebuie finalizate, nu? Da. Deci proprietatea de caracterizare, presupunem să luăm, hai să zicem expresie E1 de la expresie. E1 egal cu 2 la puterea 38 plus 2 la puterea 39 plus 2 la 40 totul supra 2 la 39 plus 2 la 40 plus 2 la 41 egal cu. Te rog de acum, în baza experienței care am câștigat-o la exercițiul anterior, începe să vorbești și eu numai cât scriu. Tu dictezi și eu scriu. Imediat. Ok. Gata, am terminat de scris. Da, egal. Sus păstrăm 2 la 38. Îl păstrez, da? Scriu și eu. 2 la 38. Plus 38 ori... 2 la 38. 2 la 38 ori... Ori 2 la 1, nu? Ca să duci la 2 la 39, corect. Plus? 2 la 38. Da. Ori 2 la 2. 2 la 2, foarte bine. Totul supra, jos... Deci tu scrii, lucrează și lucrează, nu te mai uita la tabla mea. Eu nu scriu decât după ce scrii tu. Deci lucrează și tu, uite-te pe caiet, lucrează și tu îmi dictezi în timpul ăsta. Hai. Este a plecat pe caietel și dictează.
Ca și cum ai fi la lucrare, numai că și vorbești ca să scriu și eu. Eu să copii după tine. Ceea ce lucrare nu e voi, dar nu. De data asta e voi, că am consimțit amândoi să facem asta. Eu să copii după tine. Bine. Deci, 2 la 39 Da. plus 2 la 39 ori 2 Da. plus 2 la 40, 39 Da. ori 2 la 2. Bun. Și egal mai departe cu... Și eram mai departe cu... Acum avem factor comun, deci putem să zicem 2 la 38 Da. ori, paranteză, 1 Da. plus 2 Da. plus 2 la 2, dar eu... Pot să zic direct 4? Corect. Bine. Pe lângă. Totul închide paranteza și de desubt acum. La fel, doar că cu 20, deci 2 la 39 Da. ori, în paranteză 1 Da. plus 2 plus 4. Corect. La fel. Egal mai departe cu... Egal mai departe cu... Acum... Hai, scriem 2 la 38 și nu facem adunare acolo. 2 Ca să la verific. 38 Ori. ori 7, Da. Totul supra. totul supra 2 la 39 ori Da. 7. Corect. Egal. Acum putem să tăiem. Așa, simplificăm prin 7, da? Simplificăm prin 7 Da. și avem 2 pe 38 2 la 38. 2 la 38 Supra. 2 la 39 2 la 39. Și egal. egal. Fracția este pur și simplu o împărțire. Corect. Eu știu cum să împart două puteri. Așa. Copii baza. Și scazi exponenția. Acum rămâne unde ai exponentul mai mare. Scăderea o faci Da. din 39 scăzut 38 și atunci rămâne 2 în jos. Deci vine 1 supra 2. 2 la 1, da? 2. Corect. Deci toată fracția asta, toată lucrarea asta este egal cu 1 pe 2. Și repede și ne ducem la cea de-a doua expresie, 2, să zicem, din membru drept, pe care vrem să o finalizăm. Să vedem cu cine este egal. Și avem că e 2-ul, care îi vorbește tu de acum. De acum ești tu la comandă. Imediat. Doar fac o chestie. Așa. Scrie proprietatea. Nu, copiem pur și simplu, când ne ducem la E2. Copiem. Zi, cine?
2 la 17 Da. plus 2 la 18 Da. plus 2 la 19 Da, totul supra. Doi la 18 Da. Plus 2 la 19 Da. Plus 2 la 20 Ce calcul? Egal. Luăm pe cel mai mic. Lăsăm. Deci pe cel mai mic exponent. Puterea cu exponentul cel mai mic copie. 2 la 17 Nu încă paranteză. A, nu încă, nu încă. Da, 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 ca să vedem exact. Plus. Plus. 2 la 17 ori 2. Da. Plus 2 la 19. Și am scris 2 de 7. Am zis negreșeală 17. Ai zis bine, că l-ai scris pe 18 ca 17 plus 1. Deci e bine. Scuze. Acum, tot la 19 umbli și acolo și zici cât? 2 la 17 Corect. Ori 2 la a doua. Corect. Acum jos. Da, la numitor. Îl luăm pe 2 la 18. Îl lăsăm, că e cel mai mic. Da, puterea cu exponentul cel mai mic. Plus, plus 2 la 18 ori 2. Da. Plus 2 la 18 ori 2 la 2. Așa. Egal. Egal cu. Acum scriem factorul comun. Exact. 2 la 17. Observăm că 17. Sunt trei termeni, nu? Că sunt trei termeni adunării. Da. Și 2 la 17 e comun. Acum și... punem paranteza. Acum neapărat, da. 1. 1 plus... Important e 1. Neapărat! Că altfel, dacă nu-l pui, a fost 0, practic. Și 0 ceva, păi cea 0. N-a mai fost nici 2 la 17. A fost o minciună că a fost acolo. Pentru că l-am anulat, nepunând 1. Și vedeam 0 în acolo. Plus. Plus 2, plus 4. Plus 4. Totul supra. Totul supra. 2 la 18, că e factorul comun. Da. Ori, paranteză deschisă. 1 plus 2 plus 4. Egal mai departe cu... Adică ce a mai rămas. Exact. Egal. Acum zicem general 2 la 17 Da. Ori 7 Da. Supra 2 la 18 ori 7. Corect. Egal. Acum putem să scăpăm de 7. Corect. Deci, păi, împărțire. La înmulțire și la împărțire se poate. Deci, neapărat așa trebuie să fie înmulțire sau împărțire, dar, de fapt, este și o împărțire, e și înmulțire, nu? Fiecare are un numărător și un numitor, ca pe 7, și atunci am împărțit prin 7 fracția asta. Bun. Prin 7 și cât obținem?
2 la 17 supra 2 la 18. Da. Egal cu 1 supra 2. Tot 1 pe 2 faci. Excelent! Deci răspunsul ăsta e tot 1 pe 2. Așa că emoțiile mele au dispărut. Știi de ce, nu? Da. Pentru cât am în stânga, am și în dreapta. Și atunci proprietatea de caracterizare se scrie, iată cum, 3x plus cât? 3x. Acum scriem din nou exercițiu, dar înlocuim. Așa, expresia e 1 cu cât este egală, că am găsit-o. Da. Și e 2 cu cât e egală și ea. Deci, acum e 3x plus 1 pe 2. Corect. Egal cu? Egal cu 6. Da. Plus 1. Pe 2. 1 pe 2. Iar eu vreau să scap de... 1 pe 2, pentru început. Bară. Deci, scădem 1 pe 2 din ambii membri. Acum, valentă cu... Proprietatea devine, de caracterizare devine 3x plus, plus 1 pe 2 minus 1 pe 2. Corect. Egal cu 6 plus 1 pe 2 minus 1 pe 2. Corect. Unu pe doi minus unu pe doi, zero. Da. Deci. Echivalent cu? Echivalent cu 3x egal cu 6. 6, corect. Și acum, ca x-ul să nu mai aibă nimica, împărțim pe ambii membri la 2. La 3. 3, 3. Așa. Deci x-ul să rămâne liber, da? Da. Împărțim prin coeficienți, cheamă asta. Pare să fie dreaptă sau înclinată? Ce? Un pic înclinată. Ah, deci, ok. Nici dacă e dreaptă, nu e nicio... nu ți sancționează nimeni. Ah, ok. Da? Acum, echivalent. Este echivalentul cu 2. X egal cu 2. Și iată cum am ajuns să spunem că mulțimea B este egal doar cu acei x, cu proprietatea, nu știu ce, nu știu cum, care însemna doar 2-ul. Deci, x egal cu 2 este mulțimea care s-a dorit descoperită. Ce crezi că am urmărit eu prin exercițiul ăsta? Atenție! Da? Care a fost obiectivul? Să aflăm. Obiectivul cred că a fost ăsta, să vedem încă o dată
Cum lucrăm cu puteri? Cum simplificăm o fracție? Da? Deci nu putem... Am vrut să punctez încă o dată, dacă mai era nevoie, faptul că nu putem... Că nu putem simplifica 2 la 40 cu 2 la 40, 3 la, 2 la 39 cu 2 la 39. Adică mi-am propus să te atenționez pe tine și pe prinegheșul ăsta și pe toți prietenii care vor vedea că atenție multă la simplificare, trebuie călăsit factorul comun, aranjat numărătorul și numitorul ca un produs, cum a fost la noi la un moment dat. Am șters eu aici, a fost 2 la... Asta e. Spune, a fost 2 la 38 ori 7, parcă aici până. Mulțimea cu B am uitat să zicem că X trebuie să fie număr natural. Așa, dacă n-am spus... N-am spus asta și n-am spus, uite cât văd aici. Deci după ce am închis asta, după ce am scris proprietatea, trebuia să precizez acolo X număr natural, da? X număr natural, corect. Dar tu de ce înainte nu faci o linie? Așa trebuie să fie? Pentru a... Vezi, aici fac două linii. Da, de ce? Eu acela cu două linii. Din ce motiv? Pentru a înțelege că e mulțimea numerelor naturale față de N, care poate fi orice mulțime, A, B, C, D, M, N, când indicăm o mulțime N la întâmplare și nu punem două, nu atenționăm că e mulțimea numerelor naturale. Dacă punem două, înseamnă că prin N-ul ăsta înțeleg mulțimea numerelor naturale. Și uneori nu mai le precizez 0, 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Numai că dacă scriu N dublu aici, N cu dublu aici, înseamnă că mulțimea, am subînțeles. Există un, cum se cheamă asta, un protocol de înțelegere a mulțimii numerelor naturale. Prin simpla scriere a lui N în felul ăsta, înseamnă că m-am referit la 0, 1, 2, 3, 4 până la infinit. Da? Este... Dacă vrei o formă de reprezentare în scriere scurtă, forma strânsă de scriere. Dacă scriu simplu N și spun fie N așa, trebuie să scriu cine sunt elementele. 0, 1, 2, 3. Dar mai ușor îmi spune să spun N cu două linii și atunci am înțeles 0, 1, 2 până la infinit. Da? Este o formă de o convenție stabilită în scrierea numirilor mulțimii numerelor naturale, fără să o mai descriu, fără să mai spun exact componența 0, 1, 2 până la infinit. Pur și simplu, dublă linia și atunci să înțelegi asta, da? Acum. Bun. Uite. Încă o linie ce înseamnă. Da. Încă o dată, mă bucur foarte tare că sunt lucruri pe care eu le scap gândindu-mă că astea sunt ușor de înțeles. Sunt ușor de înțeles, dar trebuie prezentate. Una e cu N cu o singură linie și de ce cu două linii. Perfect. Da, mă recar. Și dacă mai... se scrie N doar cu o singură linie, înseamnă altceva? Încă o dată spunem? N-am fost atent. Există cumva să se scrie ceva cu un singur N? Da. Cu un singur N, înseamnă așa, fie N, mulțimea, 7, 9, altfel, ca orice A, B, C, D. Altceva da? Sau așa. Deci, cu N simplu, înseamnă notația unei mulțimi pe care o precizezi, a cărui elemente sunt cunoscute. Uneori, autorii din grabă, chiar și atunci când e mulțimea numerelor naturale, spune un singur N, dar o prezintă egal cu 0, 1, 2 puncte, puncte. Dar dacă sunt comozi și nu vor să mai scrie așa, scriu pur și simplu. Așa. Și atunci subînțeleasă asta. Ok. Da? E subînțeleasă. Bine. Ai avut în temă
Și mulțimea B, nu mai știu, era ceva cu Y dat într-un fel anume, supra un subunitar, supraunitar, nu mai știu. Ia uite-te pe căițelul tău ca să o facem și pe aceea. B egal cu mai începem Mulțimea tuturor acelor Y. Y Pentru cu care? proprietatea 14 supra 3 ori 5, nu, 3x 5. 3x? 3x. 3y trebuie să fie. Că Y Mai. am zis. 3y. A. 3y minus 5. 5. Da? 3y minus 5 să fie cum? Să fie supraunitară. Deci mai mare ca 1. Dacă am scris mai mare ca 1, înseamnă supraunitară. Deci, în loc să scriu supraunitare în cuvinte, am spus pur și simplu mai mare ca 1. Și trebuie să mai spun ceva despre Y. Ce fel de Y? Y număr natural. Așa, Y număr natural. Bun. Partea asta n-am făcut-o. Așa, păi acum discutăm împreună. N-am știut cum să scriu în Cum să o traduci? da. Deci luăm deoparte proprietatea de caracterizare. 14 supra 3y minus 5 mai mare ca 1. Cum se traduce? Când o fracție supraunitară? Când la împărțire îți dă mai mult decât 1? Da. Când? Când numărătorul Da, adică stai deasupra. este mai mare. Așa, decât numitor. De zicem acum dacă și mai dacă. Uite cum traducem. Traducem ce înseamnă asta. De aia când spun așa, e echivalent. Dar asta nu cumva însemna echivalent? Așa. Echivalent. Deci faptul că e mai mare ca 1, traducem. O ducem în relația echivalentă care o știi tu teoretică. Că 14 mai mare. Ai spus tu adineauri, mai mare decât cine? Despre 3y minus 5, nu? Numărător mai mare decât numitor. da. Spune, vorbește. Mai mare decât? 3Y, adică Da. 3 ori Y, Da. plus 5. Minus 5. Suntem obișnuiți mai mult să vedem din necunoscuta în partea stângă. Parcă place mai mult ochiului. Mai, nu știu, așa. Exact cum unii scriu cu mâna dreaptă, alții scriu cu mâna stângă. Cei care lasă necunoscuta în partea dreaptă acolo, parcă ar scrie cu mâna stângă. Înțelegi? Adică așa se de obicei. De aceea privim inegalitatea invers. 3y minus 5 mai mic. 3y minus 5 mai mic. Deci o citim din partea dreaptă spre stânga. Cu asta am dus tot membru stâng. Membru drept l-am văzut din partea stângă. Deci 3y minus 5 mai mic decât 14. Dar nu trebuie Este să pui aceeași. De aceea zicem echivalent. era mai mică B sau B mai mare ca A, adică la modul general. Îmi spune că A, 2 mai mic ca 3, Așa. este de parcă aș spune că 3 mai mare ca 2. Da? Este Era corect. și eu. Ca să Mai fie clar. mai Mai clar. clar. Deci 2 mai mic decât 3, de parcă aș spune că 3 mai mare decât 2. Așa și aici. Ăsta mai mare decât ăsta, de parcă aș spune că ăsta de aici e mai mic. E vârful, am păstrat vârful. E mai mic decât 14.
Ok. Bun. Și acum începem exact cum era la egalitate și aici începem lucru. Vrei să scapi să fie numai Y aici și faci echivalentă cu. Ce să facem? Nu. Ce să facem ca să scăpăm de 5 ăsta? Plus 5. Așa. Deci, o bară spune că adunăm pe 5 în ambii membri. Și ea devine echivalentă cu. Echivalentă cu. Um, 3Y da. Minus 5 plus 5. Da. Dar la teste neapărat trebuie să mai zic minus 5 plus 5, nu pot să nu scriu deloc. Ah, da. Cât faci 0 în final. Da. Așa este. Așa este. Important să scrii membru drept cel mai, mai... Asta este cu sfinție, dar ce ai spus tu acum e foarte, foarte bine și pe mine mă încântă încă o dată că tu ești atentă și e important acum să spunem 14 plus 5 în dreapta, nu? Da. Așa. Și acum 5 cu 5, 5 minus 5 sau nu, face 0 ăsta de aici. Eu știm foarte bine pentru ce am adunat plus 5. Și ce devine relația? Echivalentă cu? Este echivalent cu acum 3Y. Da. Mai mic decât 19. Decât 19. Măriuca, să știi că așa cum ai observat-o acum, că este o pierdere de timp cu plus 5 ăsta în membru stâng, că oricum face 0 și rămâi 3Y, profesorii spun așa, când trecem dintr-o parte în alta, se schimbă semnul. Și că pe minus 5 îl trece în membru drept și din minus 5 face plus 5. Dar de ce nu au făcut ei, nu au avut răbdare ca tu să observi asta? Eu am așteptat cu nerăbdare ca tu să spui, nu mai pierdem timpul, bubule, că nu-mi place aici 5 minus 5, tot face 0. Ce să mai scriu eu aici? Scriu 3Y mai mic decât 14 plus 5. Spun asta, Mărica, pentru că tu ca elev simți nevoia și simți ce s-a întâmplat. Dar dacă eu spuneam de la început că se trece minus 5 aici în partea cealaltă, și din minus 5 el devine plus 5, este o mare, 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 mare greșeală. Când profesorul predă așa, se spune că dintr-un membru în celălalt se trece cu semn schimbat. Așa chestie că se trece cu semn schimbat este un mesaj pe care la tine ajunge în varianta așa e legea. Deci așa e legea și de ce să nu stau eu să am răbdare și să spun că în ambii membri am adunat 5 și tu să observi inutilitatea. Deci vezi inutilitatea scrierii acestei 5 minus 5 care face 0. Ce important este... Să vadă profesorul că eu știu ce fac, dar... Deci problema este ca tu să ajungi la etapa asta, să înțelegi că nu mai merită să scrii și să spui că doar atât. Ce spune el că trec dintr-un membru în celălalt este ca urmare a acestui fapt că s-a adunat 5 în ambii membrii. Și în stânga au făcut 0 și de aceea ce că minus 5, dar de ce să nu explici tu profesorii că ți-ai făcut aici? Ce că minus 5 când îl treci dincolo sare gardul, că ce că aici este gard aici. Mai mic sau mai mare sau egalul este un gard. Ce că n-ai sărit gardul dincolo, să trece cu semn schimbat, adică minus 5 devine plus 5. Și la 14 se adună plus 5. Și devine 19. Mă, dar asta e ciudățenie de pe cum, fața pământului. Cum să spui așa ceva pentru început? La început de spui așa.
Noi adunăm același lucru și în stânga și în dreapta și el vede de la un loc încolo că nu mai merită. Cum ai spus tu? Nu mai merită să spun acolo plus 5 minus 5 că oricum face 0. Important să-l am pe 5-ul ăsta în membru drept. Lângă 14 să subînțeleg că am dus un 5. Că se declanșează în mintea ta că s-a trecut dincolo și cu semn schimbat, dar tu ai înțeles de ce e semnul schimbat. Că l-ai adunat pe plus 5-ul ăsta. Deci toate lucrurile acestea, Măriucan, sunt atât de importante pentru început, pentru că matematica nu se compune de niște legi. O să vezi foarte des lucrurile date ca niște definiții. Faci așa ca așa spun eu. Ei, nu e așa. Tu trebuie să înțelegi. Tu, oricare ești tu acela copilul care se află în etapa de învățare, el trebuie să înțeleagă foarte bine cum curg relațiile unele din altelea. Că nu se află așa, știu eu, matematica, dacă o reduci la niște definiții, la niște... Uite, tabla mulțirii 7 ori fac 56 și dacă tu spui, învață, ține minte, repetă și prin somn 7 ori 56, 7 ori 56. Dar dacă zici în loc de 8, zic 10 minus 2 și vine 70 minus 7 ori 2, 14. Din 70 ai scăzut 14 și fac 56. E altceva. E altceva. Da? Deci asta vreau să insist. Pe matematica asta. Eu sunt un răit în a prezenta matematica în forma asta în care dintr-o relație în aproape echivalent, ajungem la adevărul același, la adevărul acestea care, cum se dau așa, că trec dintr-o parte în alta, sără gardul și se schimbă semnul. Nu, ăsta e motivul pe care l-am văzut acum. Am făcut această pauză, această precizare, pentru că lecțiile acestea care le-am făcut, toate 1880 cât sunt acolo, au forma asta de prezentare. O formă de prezentare încât nu degeaba comentarii, că și tu ai citit o parte din comentarii, nu? Pe acolo te-ai dus. Deci comentariile acelea vorbesc despre altfel de matematică, deosebită total de tot ce s-a prezentat până acum în literatură. Deci, dacă vrei, uite așa, uite ca să fiu foarte... De când ai plecat, am mai scris aici. Și fiindcă nu mi-a ajuns, deci nu mi-a ajuns coperta, nu mi-a ajuns caietul, s-a terminat caietul, am scris și pe copertă. Deci asta vreau să spun. Deci eu când plec pe un drum, mă țin de cuvânt. Deci noi ne-am despărțit și eu m-am dus și am scris în continuare. Mai erau două pagini deschise acolo, nu mi-a ajuns caietul. Și m-am dus pe copertă. Ce mai fac de aici încolo, vei spune? Caută al caiet de acum. Da? Bun. Câte caiete vei să faci? Nu știu. Cert este un lucru. Că dacă vei dori la sfârșit, am să-ți citesc o primă parte. Când după ce închidem așa, o să citesc o primă parte să dovedesc să vezi frumusețea. Nu știu dacă o să pot. Poate... Da. Acum... Ce putem face aici, Măriuca, ca să găsim Y-ul? Împărțim totul prin 3. Că putem, ca și la egalități, și la inegalități se întâmplă același lucru. Deci împărțim prin 3 ăsta care aici în față, ca să rămână Y-ul simplu. Da? Ambii membri prin 3. Și ea devine, te rog să vorbești, 2 puncte, 3, împărțim prin 3 și devine. Y? Devine I. Y mai mic. Mai mic decât păi, nu o spui ce împărți la 3. Deci Y mai mic decât 19 împărți la 3.
Da? Cum am făcut la egalitate, nu împărțeam prin ăsta, când a fost data trecută 3x, mă rog, când a fost 3x egal cu 6. Cum ai ajuns la x egal cu 2? Am împărțit ambii membrii. Da, dar trebuie să fac calculul, dar cunosc de la un număr exact. Vrei să faci calcul? Facem împărțirea, de ce nu? Hai să facem împărțirea, nu o să punem împărțit la 3. Păi, Toma, zic că e natural și până la unii mă duc. Am și un plan făcut aici. Da? Deci o să vezi imediat. Ca să facem distincții. Până unde e, da? Așa și... Credeam că trebuie să-i dau un 3. Da. Tu te gândeai și, Măriuca, că trebuie să-ți dea, cum o da 6 împărțit la 3, să facă 2, nu? La asta, să fie împărțire exactă, adică să fie divizor, să împărțirea, să facă... Nu. Orice situație ar fi, scriem și pe urmă vedem până unde ne oprim. Deci, Y mai mic decât 19 împărțit la 3, da? Ori scrim așa, ori scrim echivalent cu Y, care este forma de prezentare a unei fracții, a unei împărțiri? Sub formă de fracție, da? 19, da. 19, ori lăsăm 19 împărțit la 3, ori 19 supra 3. Și hai să facem împărțirea asta, te rog. Că știm, avem și varianta de prezentare a unui număr sub formă fracționară. Fracționară sau zecimală. Ia să facem împărțirea, te rog. Deci, 19 împărțit la 3. Nu se poate. Deci, 0. Nu, păi da. 19 împărțit la 3 se poate. Nu-i 3 împărțit la 19. 19 împărțit la 3. E 6 ori, nu? 6 ori 3, 18. Te-ai blocat. De ce? Scuze. 6. 10. Da. 1. 9. Acum virgulă. Acum virgulă, da, că trebuie să pui un 0. Ai ajuns la capăt. 10. Deci e 6,3 în paranteză. 3 în perioadă, zicem, da? 3 în perioadă. Deci face 6,3 în perioadă. Adică împărțirea asta are infinitate de decimale. 3, 3, 3, 3 și așa mai departe. Bun. Deci, iată că am găsit Dar cumva e număr natural, nu? Sau... Da! Deci, dedesubt precizăm. Deci, vezi ce am obținut noi. Relația de caracterizare asta a fost dusă în Y, în echivalenta ei, Y mai mic decât 6,3. Dar dedesubt adăugăm Y natural. Așa ceream noi. Și care sunt Y-ii naturali mai mici decât 6,3? În perioadă. 6,3 în perioadă. Care sunt numerele naturale mai mici decât 6,3? Înseamnă că Y aparține mulțimii 6. Și 6, da, e bun. Stai un pic. Am revenit, scuze. Deci care sunt numerele naturale până la 6,3 în perioadă? 6,1. Sigur că da, 1.
6,8. Hai, mai sunt. 6, nu 6,1, 6, 1, întregii căutăm. 6, 1, 2, 2, 2. Și așa mai departe. Până unde? Sau... Care, concret? 3. Deci întregii, nu cu virgula. Deci întregii, mai mici decât 6,3. Ah, am crezut. Închipuiți că... Așa, așa, acum okay. Te-ai prins, da. Atunci, deci din 5. Cinci, sigur că da. Deci mulțimea B, hai să adaug și eu. B este format din elementele. B egal cu. Ai spus un prim element 6, apoi 5, apoi care altul? Stai să scriu și eu. Da. 6. Dar te-ai blocat tu, par. 4. Eu? Deci ai zis 6, 5. 4. Da. 2. 3. 2. 1. Și 0. 0. Și 0, că și el e element. Nu? E mai mic decât 6 și ceva. E din ien. Corect. Așadar, în problema în care ai avut-o ca temă, Măriuca, era vorba să găsești pe A. Și din cine era A, ți amintești? Ala ai scris, l-am găsit noi. A egal cu mulțimea formată din elementul 1 sau 2. Era A. Parcă cu 14 acolo. A egal cu... A egal cu 1. A da. Egal cu 1. 1 și da. B-ul care l-am găsit... Prima întrebare era să găsim mulțimile, A și B. Acum avem ocazia să punem și pe B. B este 6, 5, 4, 3, 2, 1 și 0. Da? Deci am găsit mulțimile A și B. Știi tu că aveai întrebările astea, să se găsească mulțimile A și B, după care aveai ca... formulare să facem operațiile. Adică A reuni cu B. A reuni cu B cu cine este? Din ce înseamnă? Da, da, da. Dar U mare sau U mic? Da, U cât așa făcut, cât liter, cât de mari litere A și B. Bine. Atunci, 6, da. 5, 4, 3, da. 2, da. 1, 0. 1, 0. Asta e reuniunea. A intersecat cu B? Nu punem 2 de 1. Observație, nu punem... Deci o singură... A, așa, ca observații, nu puteam pune într-o mulțime, nu se repete elementele, da? Da. Nu se repetă. Deci pe 1 nu putem pune de două ori. Iar intersecția din cine e format? 1. Doar din elementul 1. Ci comun. Și colo și colo. Iată că tema pe care ai avut-o tu astăzi a generat o discuție foarte frumoasă, interesantă, Măriuca. Discuția a plecat de la găsirea celor două mulțimi. Tu ai văzut că nu, toată discuția asta noastră a presupus descoperirea unei noi mulțimi, mulțimea vidă, nu, care nu are niciun element. Este o tăiat. Așa, un O tăiat, asta e mulțimea vidă. Și auzi bine? Pe urmă,
Ești în ceață așa și ești, uneori te blochezi, nu știu ce se întâmplă. Și te aud cu întreruperi. Probabil unde ne apropiem de sfârșitul lecției acestea și de aceea sunt greutățile acestea. Zic și eu că mai bine? Asta îi... Nu, tot așa în ceață. Nu știu ce se întâmplă, parcă e conexia foarte proastă. Deși nu spune aici că ar fi conexia proastă, eu cred că zice Maria... Dar nu știu, mi s-a încins așa mult. Deci Maria înregistrează apelul. Știi de când a apărut? De când ai plecat tu de la masă, de atunci a apărut asta. Eu vreau Dacă să asta a fost să fie... chema la calculator. O fantomă. Cu al meu, nu știu dacă cu al meu, cumva cu al tău. Eu cred că a venit o fantomă și l-a făcut ceva la calculator. O, da. Cineva cred că a venit cu codița. Știi, ăla cu codița și a stricat conexia. Ca să ne strige. Să ne strige buna dispoziție. Doar asta a fost. Da, ce să facem asta? Doar mă Bine că nu întorc era sfârșit și. măcar. Deci, nu, nici măcar n-am ajuns să o încheiem exact lecția. Ce să spun? Hai să-ți dau așa ca temă să vedem cum găsești tu. Știi că avem ca preocupare să mărim viteza la operații și faci 376 ori 896, 895, unde două îți dau, da? 473 ori 839. Astea două pentru fiecare comutativitatea și împărțirea și toată povestea aceea. Da? Fiindcă situația rămâne aceeași de conexie slabă sau ce s-o fi întâmplat, eu zic să ne oprim aici și să zicem așa, că a fost din nou o lecție foarte, foarte frumoasă. Dacă o să ai timp și să te uiți și pe filmuleț, o să-ți placă foarte tare, pentru că ai fost foarte, foarte degajată. Deci n-ai mai fost așa cu sus stres. Am plecat așa un pic mai, parcă erai un pic mai încordat așa pentru început, dar ușor ne-am dat drum și a fost o lecție frumoasă. Și multe lucruri acelea, așa, dacă vrei să te distrezi, urmărește-ți filmulețul să vezi tu cele 3 ore, cât de interesante au fost. Eu mă declar foarte mulțumit și îmi doresc ca și celelalte lecții să fie tot așa de frumoase. Avem încă o dată dovada că dacă zicem Doamne ajută măcar și zicem și rugăciunea Tatăl nostru și am mai înțeles acum ce înseamnă conținutul rugăciunii, o să avem șanse foarte, foarte mari. Foarte mari, ca să putem foarte multe lucruri să le punem la punct. Dacă Mihai dorește, întreabă-l și stai de vorbă cu el și dacă el vrea, eu vreau. Așa îi spune. Bubu vrea, tu vrei? Așa zic. Da. Bine, Marica. Să scrii, da? Să Da. scrii lui Mimi, da? Dacă vrem ghiță. Bun. Nu se vede. Hai să oprești înregistrarea, că poate vrea și Mimi să zică Scăpăm. ceva. Ia